Pretinzând a nu avea nicio ipoteză, Newton a enunțat legile mișcării corpurilor. Inerția, impulsul și reacțiunea i-au dat ocazia să fundamenteze și principiile calculului diferențial și integral. Trei veacuri mai târziu, Einstein a extins orizonturile făcând din teoria newtoniană un caz particular. Viceamiralul, comandant al vasului care l-a purtat în expediția științifică de 5 ani pe Darwin, a fost și al doilea guvernator al Noii Zeelande. Pasiunea sa pentru fiziognomie n-ar fi putut priva de originea speciilor, prima impresie despre Darwin fiind aceea că un om cu un așa nas plat nu poate avea energie pentru o așa expediție. A contat însă mai mult fruntea proeminentă a naturalistului. Dacă scara Kelvin de temperatură reprezintă absolutul scării Celsius, scara Rankine este Kelvinul Fahrenheitului. Scoțianul a fost cel care a distins între energia potențială și cea cinetică, elaborând și teoria generală a ciclurilor de funcționare ale motoarelor termice. Deși asociatul său Daguerre i-a umbrit gloria, primele imagini fotografice purtând numele acestuia, se știe astăzi că prioritatea în domeniu îi aparține lui Niepce și datează din 1826. Violonistul și compozitorul ceh a început studiul viorii la vârsta de 5 ani, îndemnat de tatăl său. Mai târziu își amintea că încă din copilărie exersa câte 10-12 ore pe zi până când degetele sale sângerau. Îndrăgitul comediant se baza pe un principiu de bun simț. Sinceritatea e un pericol numai pentru ignoranți. Teoria lui era ușoară, toată viața e o scară pe care, ca și la moară, toți o urcă și o coboară. Jurnalist, poet, regizor sau grafician, francezul știa că nimic nu seamănă mai mult cu o casă în ruină decât o casă în construcție, mai ales pentru cei ce trec repede și observă prost. El și-a ruinat sănătatea fumând opiu. Jurnalul unei dezintoxicări n-avea cum exista altfel. Je déteste la frivolité, j'estime que c'est un crime contre l'esprit et je déteste la fantaisie. Al doilea președinte al celei de-a cincea republici franceze a înălțat în centrul Parisului un centru expozițional atipic, legându-și definitiv numele de acesta. Cercetările sale în domeniul biologiei celulare, în special asupra proteinelor și acizilor nucleici, au fost recompensate în 1910 cu premiul Nobel pentru fiziologie și medicină. Arhitectul german a pus bazele unei școli noi, moderniste, bazate pe principiul funcționalității. A transformat construcția clădirilor într-o știință a materialelor. Ucenic al neurochirurgului Nicolae Bagdazar, medicul dolheștean, cunoscut ca un nonconformist incurabil, n-a fost simpatizat de comuniști. Cel trimis la Moscova pentru specializare nu a dorit să uzurpe șefia Spitalului de Neurochirurgie bucureștean, care poartă acum numele celor doi pionieri români ai domeniului. Nașterea celei mai celebre oi din lume a fost dezvăluită abia după 2 ani. Numele a fost atribuit după celebra cântăreață country Dolly Parton, conexiunea fiind aceea că celula utilizată pentru clonare a fost una mamară. Restul e o obsesie masculină. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.